Suntem în 20 martie și imediat ce am finalizat curățarea care se face primăvara în livada noastră de pom fructiferi, o să fac primul tratament în livada noastră, care o să fie efectuat cu aceste două produse. Deci acesta este un ulei mineral de parafină care acționează ca un insecticid. O să pun 100 de ml la 10 litri de apă. Mă folosesc de acest flacon pentru că are fix 100 de ml. Deci acest tratament are ca scop dezinfecția pomilor și precum și cicatrizarea rănilor produse după tăiere. Deci aici avem 100 de ml pe care o să-l combinăm cu Copper Max, care conține 50% cupru din hidroxid de cupru. Deci aceste două au rol de dezinfecție precum și de cicatrizare. Copper Max o să punem 30 de grame la 10 litri de apă. Prima dată o să punem uleiul. Deci, cum am zis, 100 de ml. Punem prima dată uleiul pentru că acesta se dizolvă mai greu. După care venim cu Copper Max. Cum ziceam, 30 de grame la 10 litri de apă. O să amestec bine. Hai un pic aici la un pom. Deci aceste răni, cum vă ziceam, adineauri, au nevoie de cicatrizare, adică aceste produse, cum am menționat și adineauri, au și acest rol și pe lângă acest rol au și rol de dezinfecție, precum ca și ulei mineral, ca și insecticid, ne ajută și să prevenim eventualele insecte. Deci este un fungicid, Copper Max-ul plus uleiul mineral de parafină. După ce avem soluția dizolvată, eu o să adaug în bazinul rezervorului la atomizor
și imediat o să vă arăt și practic cum facem stropirea. Am uitat să specific, când faceți stropirea, trebuie să o faceți la îmbăiere. Adică exact cum se vede pe acest pom, soluția pur și simplu să fie din abundență și să curgă frumos așa pe pom în jos. Deci este nevoie de îmbăiere. Prima dată mă duc pe o parte, până în capăt, pe rând, după aia mă întorc pe cealaltă parte și astfel finalizez un rând, după care trec la următorul și tot așa. Deci, ce vă interesează pe voi, am specificat deja, eu o să mă duc în continuare. Până data viitoare vă doresc să aveți parte de pomi sănătoși și să faceți tratamentele la timp și corespunzător. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit!